Încă o crimă odioasă s-a produs în localitatea Bardara, raionul Ialoveni, la o lună distanță de la atrocitatea care a șocat oamenii din comună. De data aceasta, un bărbat de 73 de ani ar fi ucis soția cu sânge rece, lovind-o fatal cu un topor în cap, după ce ar fi omorât-o el și ar fi pus capăt zilelor. Vecinii și rudele sunt îngroziți de cele întâmplate, iar poliția susține că familia în care crescuseră trei copii nu a stat niciodată la evidența autorităților. Tragedia s-a produs duminică la amiază în satul Bardar. Cel care a depistat cadavrul femeii și a sesizat poliția este un nepot pe care fiul victimei l-a rugat să vadă de ce mama lui nu răspunde la telefon. După ce a intrat în locuință, bărbatul a văzut-o pe pensionare, zăcând pe pat într-o baltă de sânge, susțin oamenii legii. Preliminar s-a stabilit că soțul victimei, un bărbat de 73 de ani, în urma unui conflict, a lovit-o pe soția sa, o femeie de 68 de ani, cu un topor în regiunea capului. În urma traumatismelor primite, femeia a decedat pe loc, iar bărbatul a fost găsit de polițiști strangulat într-o anexă din curtea gospodăriei. Rudele familiei sunt șocate de cele întâmplate, întrucât nimic nu prevestea un sfârșit atât de tragic pentru cei doi soți. Eu cu dânsa am vorbit săptămâna trecută. Mă întrebam, zic, și tot normal? Da, cuscă, tot normal. Iar eu sunt. Măi, zic, și nu e, zic, întotdeauna lua. Încolo mă sună fata de-a mea. Mama, o zic, cum a murit. Mama, șoc. Deci, poți să zici? Cum s-a întâmplat? Ia ca așa, o ușesc întâi pe dânsa și până și el s-o ușesc. Deși oamenii legii ne-au comunicat că familia nu se afla la evidența poliției, unul dintre vecini susține că soțul era agresiv cu soția sa, care muncea în calitate de menajeră la spitalul din Ialoveni. O bătie, o fugărie. Ei au fost tare muștoare, femeie. Dar doamna se plângea? Ei nu se plângea, se plângea, dar și soacă. Știu ce, mai fugesc, mă cep la sora și la Luhănești, bine iar înapoi, iar... Mai fășesc și la loc și iar mai vine, mai fășesc ceva pe o gradă, el își deșfuma și se uita, nu fășesc și-o leacă mică. Cazul este cercetat de polițiști într-o anchetă penală. O nenorocire similară a avut loc la începutul lunii februarie în aceeași localitate. O femeie de 61 de ani a fost ucisă de către soțul său cu toporul, iar după crimă, bărbatul a încercat să se sinucidă și a sărit într-o fântână, dar a fost salvat de polițiști.